Salutare, fan Lego! Bine ați venit la episodul 44 din știri Lego. Atâta ne-am chinuit cu Sorin să vedem care e problema cu sunetul și de ce nu putem comunica. Asta a fost problemă și data trecută, de-aia a fost sunetul un pic mai aiurea. Încă mai avem de explorat, nu știu ce se întâmplă aici cu toate programele, cu toate Teams-urile și Zoom-urile și toate astea. Mă rog, nu contează. Avem trei subiecte mari și late de discutat astăzi. Începem cu seturile noi Monkey Kid. Toate seturile noi Monkey Kid apar pe 1 martie în magazine și online pe brickdepot.ro și primul la care ne uităm astăzi este 80018 Monkey Kids Cloud Bike. Un set care mi-aduce aminte foarte mult de seturile stil Ninjago, care erau tot așa două motociclete, deși astea sunt mult mai mici, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Ce mă intrigă pe mine este faptul că avem acolo lansatorul ăla de disc la motocicleta lui Monkey Kid, care pare să tragă în lateral. La început eram un picuț așa intrigat, adică ce rost are să tragă în lateral, după aceea m-am dat seama, stai un pic, mă, că ăștia când se urmăresc cu motocicleta, poate Monkey Kid este la un moment dat cot la cot cu inamicul ăla de acolo și atunci numai bine îi lansează una jbang la joale din lateral și săracul care are lansatoare care trag doar înainte n-are ce să facă. Setul deci este cel mai micuț din valul nou. Deocamdată, să vedem, număr de piese, 203 piese, da? Deci nu o să fie foarte mult de construit la el. Mai departe, 80019 Red Sun's Inferno Jet. Asta e un picuț mai mare, este un fel de, aproape un fel de avion. Știți ce mă uit eu aici? Vedeți motoarele astea cum sunt dispuse aici în spate? Eu am impresia că motoarele alea de jos de acolo sunt ca un fel de mâner. Știți cum era la pumnul lui Rex din Lego Movie 2 și cred că mai era arbaleta lui Aaron din Nexo Knights? Am impresia că vrea să fie ceva asemănător. Pe de altă parte, nu văd unde ar fi lansatoarele în setul ăsta decât dacă e ceva ascuns fix în conul ăla din botul navei. Rămâne de văzut, o să vedem exact care e treaba cu ele. Avem și o bucățică de peisaj acolo care presupun că este o parte din muntele fructelor și al florilor, presupun că are stilul ăla. Așa, îl avem pe Monkey Kid, îl avem pe Red Sun și avem un Taur clon, demon clon Taur. Așa, setul ăsta va avea câte 299 de piese, deci aproape 300. Arată destul de ok, dar nu-mi place așa de mult pe cât îmi place următorul set, 80020, care iar o să fie, vai, cum o să fie ăsta de tradus iar, White Dragon Horse Jet. N-o zi, avion cu reacție cal dragon alb. Cum o să fie calul dragon alb avion? Avionul cal dragon alb. Albul dragon cal avion cal dragon alb cal avion. Da, aia alb. Urmă. Așa, deci așa o să fie. Lăsând la o parte numele care este foarte nefericit în limba română, foarte greu de tradus, setul arată super. Deci arată... Mua! Ce îmi place cel mai mult e tranziția asta de la verde lime la verde, nu știu dacă e verde normal, apare verde un pic mai deschis spre turcoaz, acolo pe aripi. Deci ca și linii, ca și design, arată excelent. Cred că ăsta o să fie setul meu preferat din valul ăsta nou. Mai avem o bucățică de peisaj acolo cu, pare să fie un aparat de ceva dulciuri acolo. Îmi place că vedem printuri pe acolo. Ce v-am zis că o să revedem printul ăla cu buburuza acolo în colț, îl vedeți? Care este în aparat. V-am zis că o să mai reapară, n-are cum să nu. Dar în ce caz, așa o avem pe May, acolo într-o uniformă nouă, pare foarte interesantă. Avem pisica lui Sandy pe o zburătoare foarte mișto cu două lansatoare, un inamic, un păiangăn inamic și un civil nefericit săracul care a fost prins acolo în plasă. Mie mi se pare că arată foarte fain setul ăsta, v-am zis, are și lansatoare, are cam tot ce trebuie, sincer. Așa, mai departe, am uitat să zic numărul de piese, ăsta va avea 565 de piese, deci ai ceva de construit la el. 80021 Monkey Kids Lion Guardian. Acum știu că am zis că avionul, dragonul, albul, calul cu aripi, alb, cal, dragon, alb, este probabil setul meu preferat, dar nu pot să zic, bă, și ăsta arată destul de blană, hai să fim serioși. Leul ăsta, paznicul leu, este super tare. Văd iar folosesc piesele alea de vinil, cum era la robotul rege maimuț. Ia ce
Doamne, ce grele sunt titlurile la seria asta. Robotul rege, maimuță, războinic. Deci Bestia, creatura principală de aici, arată super fain. Mi se pare super amuzant ce față are vitrina aia. Efectiv o vitrină cu o față. Deci acolo un fundal. Și eu am impresia că seturile Monkey Kid încep să introducă tot felul de secțiuni micuțe de clădiri care pot fi clac-clac închise așa repede în niște cutiuțe. Așa pare să dea impresia și construcția asta de aici din spate. În orice caz pare să includă și antagonista principală din seria asta, un fel de împărăteasă păiangăn. Îmi aduce foarte mult aminte de Hela din seturile cu Thor. Chiar m-am uitat actually să văd dacă nu cumva e exact aceeași piesă coif pe care o are și Hela în cap. Nu este. Ceea ce e foarte tare, înseamnă că primim o piesă nouă. Leul arată bestial, avem și pe Monkey Kid acolo, avem și pe Mei. Mei are un pistol foarte interesant în mână, cu un cap de dragon montat deasupra. Băi, folosesc niște chestii foarte interesante așa vizual. După aceea, am zis numărul de piese? N-am zis numărul de piese. Numărul de piese este 774. După care, 80022, Spider Queen's Arachnoid Base. Acum știu că am zis de calul alb, dragon avion, dragon alb cal. Și știu că am zis și de paznicul leu, maimuță, reu, lege, maimuță, războinică, leu, cal, paznic. Dar și ăsta îmi place, de fapt, destul de mult, pentru că mi-aduce aminte și ca nume și un picuț, așa, la felul cum arată, de un set Insectoids din 98, sau când erau Insectoids, care era tot așa un fel de, îi zicea Arachno Base și era mare, mare, mare de tot. Și ăsta este foarte asemănător cu el pentru că va avea în spate o zonă care se deschide, ca un fel de laborator acolo înăuntru, foarte mișto. Și pe lângă asta mi se pare super amuzant faptul că Monkey Kid primește o navă care de fapt pare să fie toiagul regelui maimuță. Dacă vă uitați, are capetele alea, are aripi pe lângă, deci înseamnă că poate în sezonul ăsta nou a învățat să controleze toiagul astfel încât să nu poată numai să-l facă mai lung sau mai scurt sau nu știu cum, ci deja să capete anumite forme și chestii, nu știu, să fie interesant. Iarăși ce mă intrigă sunt chestiile alea care se atașează la toiagul reginei Arachno Păianjen, par să fie ceva chestii cu anumite puteri. Văd că este un maimuțoi acolo sus care este prins în pânză. Inițial am crezut că este chiar Monkey King, dar n-are cum, că el e prea puternic, adică hai să fim serioși. Îl avem și pe Pigsy, mai avem niște inamici acolo, iarăși regina, un civil. Setul ăsta va avea 1170 de piese, deci ăsta e destul de bazat, așa. După care ajungem la final, la legendarul munte al florilor și fructelor, fructelor și florilor. Cal alb, regină, dragon alb avion. Înainte să ziceți, nu vă arăt toate pozele de la fiecare set, pentru că cred că am stat până mâine aici. E destul să discutăm așa un pic pe scurt despre ele, că oricum o să discutăm mai pe larg atunci când vin seturile. Deci setul ăsta este absolut imens. Înainte să zic orice, o să mă și uit să văd câte piese are. Eu zic că are... Bă, trebuie să aibă 2000. Tu ce zici? Câte crezi că are? Că ai văzut poze cu el. Da. Are... Tu ce zici că are? Da. Cel puțin 2000. Cel puțin 2000, mă voi uita. Niciunul n-am nimerit-o de fapt. Are 1949. Eh. Hai că e destul de aproape, lasă-mă, lasă că e destul de aproape. Deci aproape 2000 de piese și este, băi, deci adică vedeți și voi, e absolut monumental. Super multe stânci, o cascadă imensă. Evident în spatele cascadei va fi ascunzătoarea maimuțicilor, așa cum știm din legendă. Dacă nu știți legenda, avem un video, se numește ceva de genul cu cine este Monkey King. Cred că așa se numea, nu? Ceva de așa. Cine este Monkey King? Vă sfătuiesc să mergeți să-l vedeți, să-l ascultați mai ales, că am citit acolo din legenda lui Sun Wukong, care este chiar Monkey King. Așa, foarte interesantă și povestea, setul arată foarte, foarte bine, zic eu, și ce e mai important la el, are o grămadă de minifigurine cu maimuțici. Deci hai să numărăm împreună. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 maimuțici, nu știu dacă, Monkey King pare să nu fie inclus aici, dar sunt 7 maimuțici, asta mi se pare blăniță de maimuțică. Sunt și niște piese noi pe acolo cu un fel de norișor, văd și un fel de corb, cocostârc, stârc, barză, egretă, ceva de genul. Da, setul arată super tare, panourile alea care alcătuiesc cascada sunt din albastrul acela iridiscent, opalescent, așa. Sper să nu fie autocolante. S-ar putea să fie printuri, doamne, ce bine ar fi să fie printuri. Sper să fie printuri. Dacă nu ar fi fost deja masa plină la orașul Ninja Gwarts, aș fi zis să încadrăm și ăsta, dar nu cred că vom avea loc de el. Vedem dacă apucăm să-i facem review, dar în orice caz e super, super tare. Următoarele seturi noi anunțate sunt doi Brickheads 40442, peștișorii de aur, cu un nenea peștișor și cu un puiu peștișor, și 40443, peruși, nu știu de ce nu fac pe români și numai peruși, asta e discriminare, dar este un set foarte, foarte adorabil. Mie îmi place sincer mai mult setul cu peruși decât setul cu peștișori de aur. Poate vouă vă place celălalt. Am citit, nu mai știu cine a zis undeva pe un forum, că peștișorii ăștia vor fi foarte fain de convertit în Nemo și tatăl lui, că trebuie numai să înlocuiești câteva din piesele alea portocalii, pui niște piese albe în loc și pac, te-ai scos cu niște Brickheads Finding Nemo. Ceea ce e o idee foarte, foarte bună. Perușii iarăși este un nenea peruș sau o tanti peruș, și un puiuț de perușuț care este colorat un pic diferit, pentru că și perușii când sunt mici sunt colorați așa mai diferit. Foarte drăguțe și astea o să apară tot de la 1 martie. După care trecem la o chestie așa mai wow, mai boom, mai super nouă. S-au anunțat în sfârșit seturile Lego Video, adică în sensul că au apărut în sfârșit imagini cu ele. Aici e o imagine generală cu toate, dar vreau să vă zic că adică eu le-am aici, adică le-am... Hai să vă zic un secret. Aveam și în episodul trecut din știri Lego, dar nu vi le-am arătat, fiindcă n-aveam voie. Seturile sunt aici, o să le facem și un video. Deocamdată să ne uităm pe poze, să ne dăm cu presupusul. Uite aici personajele principale. Câteva detalii, că am apucat să mă joc un pic cu aplicația. Deci, dacă aveți aplicația, puteți să o descărcați gratuit. Nu aveți nevoie de seturi ca să vă jucați cu aplicația, dar... atunci puteți să creați doar niște minifigurine mai generice și sunteți foarte limitați. Primiți, cred că vreo 2-3 BitBits așa default, nu sunt dintre cele mai faine, nu există niciun BitBit special așa. Dacă vă cumpărați unul dintre personajele principale, beatbox-urile, cum ar veni, atunci primiți 14 BitBit-uri normale, 2 speciale, aveți acces la tot felul de garderobe în aplicație, întregul catalog de piese, deci practic beatbox-urile descuie tot în aplicație. Sau dacă vă luați membrii de trupă, colegii de trupă, pardon, care sunt ăștia de aici, 12 la număr, iarăși aveți acces limitat la catalogul de piese, aveți 3 bituri per fiecare personaj. Și na, deci este un fel de, cum să zic, cel mai limitat ești când nu ai niciun personaj. Dacă ți-ai un coleg de trupă, ai acces oarecum limitat. Și dacă ți-ai un beatbox, ai acces nelimitat. Am explorat un pic aplicația, este destul de interesantă. Se mișcă un pic cam greoi în momentul de față, pentru că încă nu e lansată, cred că oficial, cred că ei încă mai lucrează la ea. Dar vreau să zic că minifigurinele arată, bă. Deci minifigurinele sunt absolut extraordinare. Cel mai mult de aici îmi place Bellatrix asta fantomatică, rechinul ăla punk, e... Și panda roșu. Avem minifigurină panda roșu, măi, la Lego. So cute! Seturile, personajele, colegii de trupă vin în cutiuțe. Din păcate nu o să mai putem să mai pipăim, să vedem ce nimerim. Asta este, cum ne-o fi norocul, dar na, ce să-i facem? În orice caz, beatbox-urile sunt destul de drăguțe. Ia să vi le arăt așa un pic unul reprezentativ. Ăsta este Party Llama. Este probabil cel mai cunoscut, că era imaginea gamei, cum ar veni.
cutiuțele sunt relativ cubice, au așa un mâner aici, poți să-l plimbi. Dar sunt foarte frumos colorate, arată drăguț, au design pe spate cu piese și designul ăsta poți să-l schimbi, poți să construiești. Ei îți oferă 3 variante la fiecare sau poți să faci ce vrei tu din ele. Căpăcelul se dă jos așa, după care poți să deschizi scena. Uite așa, și aici sunt beat-beat-urile. Tu vii cu telefonul în față, îi dai când să scaneze și îți detectează chestiile astea de pe lateral. Cum spuneam, un fel de Nexonites, dar la Nexonites trișa, pentru că Nexonites avea un cod pe marginea scutului și de fapt ăla îl citea aplicația. Aici nu se mai trișează, aici chiar trebuie să citească imaginea. Și este niște chestii destul de interesante. Aștept să devină un pic mai stabilă aplicația ca să putem explora mai îndeaproape universul ăsta video. Așa, până una alta, cam asta e despre video. Aici puteți vedea și imagini. Da, destul de interesant. Pe Brickset găsiți aici și textele dacă vreți să aflați un pic mai mult despre personajele principale. Nu știu dacă o să fie povești cu ele. Am înțeles că au ceva cu Party Llama, vor să-l facă un personaj așa mai interesant. În orice caz, cam atâta până aici. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și la episodul ăsta de știri Lego. Sper că pe data viitoare să rezolvăm toate problemele tehnice. Dacă aveți întrebări legate de ce am prezentat astăzi, lăsați mai jos în comenturi. Ne-am făcut cont de TikTok. Dacă vreți, am postat pe comunitate în YouTube să ni vă alăturați acolo. Deocamdată facem numai prostii. Sper să continuăm să facem numai prostii pe chestia aia. Atât deocamdată, mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Până data viitoare, spor la construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!